Mă mușcă? Mă ciupește de mână. Tare? Incubatorul de struț. Dacă nu ați văzut vreodată un incubator de struț, îl veți vedea acum pe acest video. Vedeți, ouăle, cum sunt semnate, pe ce dată au fost și de la familia 2. Bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura și astăzi v-am adus în natură. Nu e munte, nu e lac, nu e pădure, este câmp. Pur și simplu un câmp plin cu paie. Unde mergem astăzi? Astăzi mergem să vă arătăm puțin din, o spun că am forțat, dar e din natura africană, un simbol al naturii africane. De ce zic asta? Pentru că astăzi vom vedea cele mai mari păsări terestre. Haideți cu mine, haideți să vedem, să aflăm o poveste, să vedem niște păsări, să vedem niște proprietari de păsări și să vedem care-i treaba cu ele. Unde vom merge? Direcția este în câmp, în natură. Ceea ce vom cunoaște astăzi este în primul rând o familie, o familie muncitoare și o familie care e pasionată de natură și de păsări. În primul rând vreau să vă spun că acest video nu este sponsorizat, deși poate ar părea că este sponsorizat, nu. Noi am venit din curiozitate aici, am venit să vedem cum arată struții, cum aleargă, cum se prezintă în momentul când te iei la întrecere cu ei și să vedem cum se hrănesc ei și cum se apără de prădători, deoarece sunt sigur că ei au o metodă a lor prin care se pot apăra de prădători. Haideți să cunoaștem familia, pe cei doi care se ocupă de această firmă. Haideți să cunoaștem păsările, să ne împrietenim cu ele dacă va fi cazul și să vedem cum e să crești struți în natură. Așadar, v-am adus în câmp. Azi nu suntem la munte, nu suntem la pădure, nu suntem la mare sau pe lac, azi suntem în câmp. Haideți să vă fac cunoștință cu o prietenă de-a mea, o proaspătă prietenă. O cheamă Emma. E foarte curioasă, e foarte mâncăcioasă. Văd că mănâncă pământ, nu știu ce mănâncă. Da. Pietricele, ajută la digestie. Mă mușcă? Mă ciupește de mână. Tare? Sunt mai blânde femeile. Bă, dă-i. Bă, dă-i place. Și haideți să vă fac acum cunoștință cu proprietarii Emei. Ei sunt cei care dețin acest loc. Am să-i rog să se prezinte. Bună ziua și bine ați venit la Câmpul cu Struț Bacău. Noi suntem Mirela Iosif Butacu. Deținem această fermă de un an jumătate. Am vrea să vă prezentăm câteva lucruri despre struți, în principal, și despre ferma noastră. Trebuie să vă spunem că struții, acum mă corectați dacă greșesc, struții sunt cele mai mari păsări din lume. Sunt cele mai mari păsări terestre. Terestre. Așa, și sunt de altfel singurele păsări care nu pot zbura datorită faptului că aripile nu pot susține greutatea destul de mare a corpului. Așa, și după cum o să vedeți, ele au la picioare doar două degete și o unghie destul de ascuțită care poate ajunge până la 10 cm, tocmai ca să-i ajute să le facă mersul mai lin pe pământ. Așa. Cred că v-ați prins că povestea de azi nu o voi spune eu, ci invitații mei. Acum poate vă întrebați de ce am venit tocmai la ei. Păi am studiat puțin locul unde vom merge și am încercat să aflăm ce oameni întâlnim. Știam că vor fi primitori și iubitori de natură și când ai aceste calități, ești prietenul comunității Omul cu Natura. Apropo, avem grup de Facebook Oameni cu Natura. Dar să continuăm povestea. Eu sunt curios dacă aleargă mai tare ca mine. Struții doar cine altcineva.
Așadar, după ce am cunoscut pe Mirela și Piosif, îi rog frumos să mergem să ne prezinte locația, să facem cunoștință cu toate păsările, cu toți struții. Sincer, e prima dată când vin și văd un struț în realitate. Și vă invit și pe voi să veniți aici, deoarece este un loc primitor, un loc în care puteți vizita, puteți cunoaște, puteți afla, eu știu, detalii sau informații despre aceste păsări ale naturii, dacă e să facem legătura cu omul, cu natura. Câte păsări aveți aici? Deci ferma noastră are momentan 23 de păsări peste un an. Așa, și trei struți mici de 4 luni, o să-i vedem mai încolo, în total 26. Apoi o să mergem să vedem puișorii ăia mici, grădinița, da, creșa. Acum, că tot ne-ați spus ce e struțul, e o pasăre, cea mai mare pasăre terestră. Unde trăiesc ei? Deci, struțul este o pasăre originară din Africa, dar ele s-au adaptat foarte bine la condițiile climatice din România. Și când zic asta, mă refer la faptul că rezistă foarte bine la temperaturi foarte ridicate vara, cum sunt acum, dar în același timp și iarna, când sunt minus 30, minus 40 de grade. Aici nu am avut temperaturi atât. O familie adultă este formată din 3 membri, un mascul și 2 femele. Ei trăiesc, aici vorbim strict de struții crescuți în captivitate, undeva până la 60 de ani și pot alerga cam cu 60 de kilometri la oră. Sunt niște păsări foarte rapide. Mâncarea lor este constituită din, pe timpul verii, 80% lucernă și 20% un mix de cereale pe care o să vi-l arătăm. Au rețete diferite, ierbivore. Ierbivore. Da. Așa, femelele depun ouă din aprilie până în octombrie, un ou la 2 zile, dar cu mici perioade de repaus. Da, cam așa arată un ou de struț. Măricel era cam cât o minge de Humble. Mi-a jucat feste camera și nu a focalizat că la 40 de grade cât era temperatura, mai greu cu tehnica. Dar oul avea o textură plăcută la atingere și o coajă foarte groasă. Un struț poate avea până la, adică are 3 stomacuri. 3 stomacuri? Da. După cum vedeți aici au și pietricele și nisip. Ele consumă nisipul pentru digestie. Așa, pot înghiți până la 1 kg de pietriș. Haideți să și vedeți. Hai să vedem, să mergem să vedem. Da, acestea sunt țarcurile. Ele au nevoie de spațiu, după cum vedeți, ca să se dezvolte bine, ca să fie productive. De, într-un spațiu închis, clar, nu s-ar simți în voia lor. Am înțeles că sunt foarte buni alergători. Sunt foarte buni alergători, pot alerga până la 6 ore, cu mici pauze, evident, așa, și foarte, foarte rapizi. V-am spus, faptul că nu pot zbura, ele cumva și-au dezvoltat această abilitate de a alerga foarte repede, așa, ca să se apere de prădători în sălbăticie. În sălbăticie, aici, da. Aici nu. Da, de menționat că toate datele care ne le-ați dat se referă la strict păsările aflate în captivitate. Cele din sălbăticie au un pic alte condiții de viață, condiții, trăiesc în turme mai mari până la 50 de capete. Acum știți cum e? Întrebarea e că probabil cei mai tineri sau copiii vor întreba, mă, dar de unde i-au luat? I-au luat din Africa? V-ați dus în Africa și i-ați luat? Nu. În România, cea mai veche fermă are undeva la 20 ceva de ani. Noi am fost în Tinca și am început cu 3 familii pre-reproducătoare și de acolo noi i-am extins. Am scos pui și ne-am extins. În afară de cei 9, sunt producție proprie, să zic așa. Faine păsări și utile informații. Așa, dacă vrei să afli mai multe despre natura și minunile ei. Dar oare ce aduc aceste păsări? La ce sunt ele bune? Vedem ce aflăm în continuare. Ce vă oferă struții ăștia?
Știți cum, adică nu e numai de design sau numai, bănesc că trebuie să aibă și ceva productiv. Sigur. Da, momentan comercializăm ouăle, le vindem, până să începem incubația am vândut ouăle, după aia am făcut incubație și scoatem pui. Pe care îi comercializăm. Da, deci comercializăm pui. Da, pui în general se vând după 21 de zile, o lună de zile. Până atunci este mai bine să-i ținem feriți de... Trebuie să le facem un tratament. Da, să fie, nu fie expuși la tot felul de bacterii. În general, la struț se poate valorifica cam orice. Și când zic orice, mă refer la ouă, la pene, care sunt folosite pentru în industria decorațiunilor, carnea, carnea lor este foarte sănătoasă, ca și textură seamănă cu cea de vită, dar ca și gust cu cea de curcan, pasăre. Da, da. Așa. Iarăși pielea este folosită în industria marochinăriei. Se pot face niște genți foarte frumoase, curele, da, încălțăminte. Deci se poate valorifica cam tot, orice. Până și oasele se pot folosi la... lucrarea în nasturi. Da, da, la se obține nasturi. Nasturi, eu știu. Nasturi, pieptăni. Da, diverse. Da, da. Ați avut și momente mai dificile în sensul că, na, să zicem, am murit o pasăre și da, ați avut. Da, am avut, da, dar ne-am asumat. Știam la cine... Da, știam riscurile, știam de unde plecăm. Așa, dar ideea e că știm unde vrem să ajungem și atunci încercăm să vedem partea plină a paharului. Nu mai contează ce se întâmplă. Că eu cred că în orice business sunt și riscuri și n-ai cum să ajungi undeva dacă nu ai și momente mai grele. Nu sunt de dorit, dar suntem conștienți, ne le asumăm și mergem mai departe. Chiar dacă, uitați cum este acum, o să fie astăzi 38 de grade, el stă. Sau iarna, când au fost minus 10 grade, a stat aici. Adică sunt și condiții, dar... Deci sunt și niște păsări foarte curioase. Sunt, dar sunt niște păsări care se stresează foarte ușor. Se stresează? Deci... Da, foarte ușor. De la mișcări. Acum, ca o glumă, eu am mai văzut ouă stresate în comerț. Ziceau, sau de la găini stresate, ouă din alea cu etichetă specială. Serios? Da. Ăștia sunt puii de anul trecut, au undeva la un an și trei luni, s-au dezvoltat foarte bine. După cum vedeți, au început să înroșească ciocul, tibia și se iasă penajul negru, ceea ce ne zice că sunt mascul. Deci masculii se diferențiază prin penaj, prin tibie, da? Ați spus tibia, tibia se înroșește. Tibia, ciocul și iasă penajul negru. Da. Sunt foarte atrași de tot ce se înroșește. Ai spus și una, dar mă... Păi nu, că el doar se rănește cu grăsimea de pe mână, în rest... Da, doi oare? La ăștia mai mici un pic. La atunci nu îmi pun mâna. Da, da, la mascul mi-e... Dacă vreau să-l manevrez, îi bag mâna în cioc și îl duc unde vreau eu. Ce figură agresivă are? Mai avem într-un țar din față vreo 4 femele, dar au undeva la 8-9 luni. Așteptăm până la 15 luni și formăm și pe ei în familie. Scoatem de acolo femele și punem de aici un mascul. Deci care gât de lebădă. Da. Ei o să vină cu noi de acum. Și dacă alerg, aleargă după mine? Da. Ia, prinde faza asta. Ăștia, nu știu, ăștia mai mici, dar dacă îl supăr pe ăla mai mare... V-am zis că sunt buni alergători. Stați să vedeți ce concurs am făcut cu ei la 40 de grade. M-au terminat cele mai rapide păsări terestre din lume. Odată ajuns la maturitate, masculii sunt foarte agresivi. Dau cu piciorul în față. Da, a fost fi da. Locurile fatale. Cam așa aleargă ei toată ziua, de-aia zicem că le trebuie... Spate. Ia vezi, mă prins, da? Tu, dar aleargă singuri? Aleargă. A, păi, dar face sport aici. Da, să vedeți dimineața ce frumos dansează, ce se învârte. Eu am alergat oare. Gata. Nu mai trebuie. Hai să lăsăm ca să nu.
A, deci numele... Numele le-au dat copiii care... Așa, nu, că vineau copiii tot timpul și tot timpul ne întrebau cum îi cheamă. Și atunci am zis, haideți că rezolvăm și problema asta. Am dat nume. Am dat nume la tot și gata. La familiile formate. Că în mare parte puii de acolo și de acolo sunt de aici, din familia asta, de anul trecut. Deci puii și din partea stângă. Da, puii și de acolo și de acolo și din față sunt în mare parte de aici, din familia asta. Dansează sau ce fac? Da. Hai să vezi cum dansează. Da. Deci au dansul lor specific. Da. Dans de curtare sau ce dans e ăsta? De regulă dimineața când fac înviorarea ei dansează, aleargă. Și după aia are și struțul, da, un dans. Aparte de împerechere. Acolo să aveți grijă la masculul ăsta, da? Ăsta. Da. Asta, deci. Da. Cam așa e un mascul ajuns la maturitate, e foarte agresiv, se vede meci. Adică lovește, nu? Da. Îi dă cu piciorul în față și având o unghie de 10 cm și foarte ascuțită, chiar poate despica. Aoleu! Da. Da. Vedeți cum își țin penele sus? Asta înseamnă că își apără teritoriul masculului. Aha, aha. Și dă și cu ciocul sau numai deci, acum? Deci cam așa face un mascul. Aoleu, asta da. Înseamnă violență la ei. Așa o să facă toți când ajung la maturitate. Și dă doar cu piciorul sau și cu ciocul? Doar cu piciorul. De cioc nu, mi-e frică de picior. Și de piept. El împinge cu pieptul. Aoleu. Ce-i mă, romuleț, mă? Ce-ai mă cu mine, mă? Ce vrei? Și păi poate să rupă leața ăsta? Deci că pute destul de... Le-a dărâmat de vreo câte vor, dar le mai refacem. Aici e un loc de vizitat, adică pot veni copiii, eu știu, grupuri de la grădinițe, de la școli, pot veni și pot vedea, eu știu, afla informații? Sigur, absolut, sigur. Da. Noi am mai avut vizite și așteptăm copiii să vină veniți oricând, dar cu rugămintea de a suna înainte și a face o programare. Și pot cumpăra copiii sau, eu știu, alte persoane care sunt prin zonă, pot cumpăra ouă de la noastră sau pene? Dacă avem disponibile, sigur. Deci doar dacă aveți disponibile. Sunt perioade când avem, sunt perioade când, de exemplu, dacă le băgăm la incubat, nu avem disponibile de consum. Dar sunt și perioade când avem. Și atunci, mare drag. Ideea important e să dea un telefon înainte. Cererea e foarte mare la ouă și noi nu avem acum foarte multe femele. Avem doar 3 femele ouătoare. Probabil de la anul, când o să devin ele mature, o să înceapă și ouatul la anul. Atunci o să avem mai multe și o să putem să... Și să vindem pentru consum și pentru incubație. Acum, dacă vă gândeați că struții nu stau la umbră, să știți că și ei au locul unde dorm și se odihnesc. Dar să vedeți ce am găsit. Să vă arăt acum pui de 3 luni, spuneați? 4 luni. Avem ăla din față la 4 luni, care deci are fără... o problemă. Fără nicio experiență pot și eu să vă prezint niște pui de 4 luni de struț. Sunt 3 la număr, asta știu și eu, asta vedeți și voi. Și sunt la fel de curios, știu, asta de 8 luni, asta e mai curios. Deci ăștia sunt pui de 4 luni de struț. Dacă nu ați văzut, vedeți acum, la câmpul cu struți Bacău. Din Bacău. Sau câmpul cu struți Bacău. Să te sari la ochelari. Da, vi le ia foarte ușor. Deci gândiți-vă că creierul lor e mai mic decât ochiul. Și vă dați seama câtă cunoștință au. Când au venit copiii aici, ce au zis? Nu când au văzut puii, n-au părut... Ba da, copiii sunt foarte curioși, sunt foarte încântați, majoritatea dintre ei. Pentru mulți dintre ei este prima oară când văd struții și mulți vor să revină. Au revenit cu părinții, cu prietenii, ceea ce pe noi ne bucură, înseamnă că le-a plăcut. Da, deci dacă vreți să veniți la câmpul cu struți Bacău, dați un telefon înainte, fixați-vă un program, fixați-vă o zi în care să vă întâlniți și să vedeți acești struți, mai mari, mai mici, și cum îmi place mie să zic, vedeți o bucată de natură africană de data aceasta aici în Bacău. Așadar, nu ezitați să veniți și vedeți cum e să crești struț, cum e să pictezi un ou de struț.
Dar oare ce mănâncă acești struți? Iosif ne-a prezentat o rețetă super completă, ce ar lăsa ciocul apă tuturor struților. Aici e un mix de cereale compuse din porumb, grâu, orz, ovăz, șor de floare, șor de soia, râță de grâu, calciu furajer, premix, ulei și făină de pește. Toate trase la moară, făcute uruială, ce le-a adus aici și le administrăm dimineața și după amiază le mai dăm o masă verde de lucernă vara și uscată iarna. Așa, cum vedeți, am făcut și pentru apă, ei dau Da, automatizare pentru apă, rubinet vine aici. Într-o zi călduroasă poate să bea și 120 de litri de apă, 3 membri, adică două din astea de 60 aveți de litri. Aveți aici fântână sau puț? Da. Altfel nu. Da, nu, ei ador apa curată și proaspătă. Da, încercăm să le schimbăm. Da, în fiecare sunt, zi. Sunt niște păsări curate, să înțeleg. Da. Foarte curate, da. Dar dacă îi atingeți de câte ori veți, vedeți că nu miroase, nu. Da, și nu, mirosul nu, da. Ce simțiți aici, atât dar nu se simte miros de cereale. Da. Aici la familie mari, la familie producătoare, aici nu s-a intrat niciodată, la ei nu se curăță, așa e tot timpul. Dar ce ei își păstrează? Da. Adoră apa și lucerna. Nu, faza e când se uită drept așa la tine, au așa e înfricoșătoare privirea ei. Privire nervoasă. Ce e mă? Ce e mă, bravo, Nicolae? Dar ce e impunătorii, da. Adică... Așa sunt toți struții. Își întinde gâtul la maxim. Toți masculii ajuns la maturitate, așa se manifestă. Ei își apără teritoriul și femeile. Dacă la ei nu intri și nu te atingi de femeile lui, nu mai are treabă. Hai să mergem. Romuleț, așa cum îl chema, și cu picioarele lui, ne-a ținut mereu în gardă. Pare inofensive, dar când vezi lângă tine o pasăre de 150 de kg, parcă îți cam vine să fugi. Aceste picioare de fotomodel struț ne-a cam marcat. Și ca să mă conving, am testat nervozitatea unui mascul struț și, sincer, m-a speriat. Nu încercați așa ceva, dar priviți! După ce am alergat cu ei și m-au stors de puteri, la final mi-au oferit un dans specific struților. Probabil au zis să-mi arate că se pricep și ei în ale mișcării. Dacă e pentru prima dată când vezi așa ceva, lasă-mi un comentariu jos în secțiunea de comentarii și spune ce părere ai despre aceste păsări ale naturii. Să știi că orice comentariu mă ajută. Acum pregătiți-vă pentru ceva ce nu ați mai văzut. Le-ați văzut? Ați văzut cum arată? Ați văzut cum trăiesc? Ați văzut unde stă? Ca un bonus la acest video, mergem să vedem cum iau naștere ei și unde este locul de incubație. Să vedem unde stau ouăle și cum iese puii din nou. Bine, poate nu vom vedea exact cum vor ieși puii din ouă, dar măcar vedem sau auzim povestea lor. Mie cam frică ce-i drept să stau, pentru că ei sunt foarte curioși și sunt atrași de lucruri mai strălucitoare, gen ochelare, ceasuri, brățări, chercei, așadar nu veniți cu prea multe podoabe pe voi, pentru că sigur vor căuta să vă ciupească. Am ajuns la răcoare de la o temperatură de 39 de grade și e foarte bine la răcoare. Acum, dacă nu știați unde ies puii din ouăle de struț sau unde se nasc puii de struț, vă prezentăm noi. Bine, eu doar vă arăt, vă explică domnul Iosif, proprietarul fermei de struț, și suntem lângă
Incubatorul de struți. Dacă nu ați văzut vreodată un incubator de struți, îl veți vedea acum pe acest video. Incubatorul de pui, știți cum e, mic, mai măricel, mai așa, dar un incubator de struți e cât o ladă frigorifică. Și acum o să rog cameramanul să vă arate, acesta este incubatorul de struți. Și dacă e pe interior, să văd deja ouăle de struți. Și îl vom întreba pe domnul Iosif cât durează sau cum ies puii din ouăle de struți. Da, noi recoltăm ouăle din fermă, le aducem aici, le păstrăm la o temperatură de 13-20 de grade, timp de între 4 și 10 zile. După aia le introducem în incubator 40 de zile și după 40 de zile îi scoatem și îi ducem în eclozor. Acolo o să mai stea undeva la 4-7 zile, unde iasă ei din coajă, se usucă, nu bea, nu mănâncă, doar stă acolo, se usucă și de acolo îi ducem în creșă. Înseamnă că gălbenușul ăla din nou e foarte consistent. Dacă ei rezistă câteva zile fără să mănânce, înseamnă că da. E un aliment foarte bun. Și după ce îl scoatem din eclozor, dacă nu reușim să-i învățăm noi să mănânce, ei rezistă undeva la 3 săptămâni, fără să bea, fără să mănânce și după aia slăbesc și mor. Adică îi învățați dumneavoastră să mănânce? Da, primii pui da. Noi am avut prima serie, adică 3 puișori pe care ne-au murit, că nu știam cum să-i învățăm și după aia am aflat că de fapt noi trebuie să-i învățăm pe ei să mănânce. Aici câte ouă aveți? Acum am avut vreo 60 ceva, acum mai avem vreo 24. Am mai scos săptămâna trecută undeva la 17 ouă. Am tot scos pui. La incubator ideea e că băgăm tot timpul. Cum luăm din fermă, așa băgăm. O dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână băgăm la incubator. Deci după 40 de zile, după ce stă un incubator, îl aducem aici și îl introducem în eclozor. Deja am introdus niște ouă azi dimineață, pe care așteptăm 2-3 zile să spargă, să iasă, și ăștia au ieșit ieri, puișorii ăștia. Deci ăstea sunt pui de struți de o zi. Da. Aici o să mai stea o zi, două, până se ridică în picioare bine, și de aici îi băgăm în creșă. Creșă... O să vă arăt acum, mergem și la creșă. Vedeți ouăle cum sunt semnate, pe ce dată au fost, și de la familia 2. Pe 13-a 7-a au fost recoltat din fermă. Ele când ies din nou au undeva la 7-900 de grame. După în prima săptămână mai slăbesc 200 de grame și după începe să ia. Uite gheara aia, vezi cum se iei la picior? E acum să formeze. Aici, ăștia cât au? Ăștia au undeva la 3 zile, i-am scos pe vineri. Așa și azi dimineața i-am adus aici. Uite, ce drăguț. Ce e? Aici îi mai ținem în patul ăsta 4-5 zile și după aia punem în boxă. Aici jos. Pui de struți. Astea-s penile lor, nu? Da. Opa, stai jos, mă caz. Deci încă nu merg bine, acum se ridică în picioare, dar... Dar și ăștia-s curioși, la fel. Da. Iar aici avem ăsta de o săptămână jumate. Aproape două, ăsta are o săptămână și ceva, îi iau 5-6 zile. E fain, ați făcut în pantă și se scurge. Da. Au și țarc afară. Băi, și tu ești curios? Și când îi diferențiați care e femelă, care e bărbat? Până la un an e foarte greu, adică ar fi o modalitate, dar e riscant. Eu nu fac așa ceva. La un an de zile, când am zis să-mi rășește ciocul, iasă penajul negru, tibia, atunci știm ce sunt. Seara le dăm drumul, avem becuri încălzite. Și aici, așa, acolo și aici. Dar pui până în 30 de zile sunt destul de sensibile, adică le trebuie o temperatură de 28-30 de grade. De-aia se și vinde după 30 de zile. Da? Bă, dar cântă! Da, ăsta e de frică. De frică? Da, le iese frică când hurul e din gât. Sunt stresat, da, un pic.
Dar v-ați gândit, o fi costisitor să crești struți? Să vă arăt ce ne-au răspuns soții Butacu. Este costisitoare întreținerea lor, este, dar și satisfacțiile apar dacă îți place ceea ce faci și ești implicat 100% în ceea ce faci. Pentru că noi, deocamdată, noi gestionăm ferma asta singur, nu avem ajutoare. A devenit și o pasiune? Păi totul a plecat de la o pasiune de-a lui acum 10 ani de zile. A început să adune tot felul de informații, să citească, să vadă. A fost în vizită la toate fermele mari din România, este un singur abator în România, a fost și acolo. Și după aproape 20 de ani de străinătate ne-am hotărât să ne întoarcem acum 2 ani și am pus bazele acestei ferme. Tot ce vedeți aici este construit de el, singur, de la zero, așa, și încercăm să ne implicăm total ca să avem și satisfacții, că, în general, da, cam cu muncă obții fără, ceea ce... Da, fără implicare totală, oricum nu, dar v-am spus, asta în timp s-a documentat, Bine, încă învățăm, suntem în stadiul în care învățăm, cel mai, indiferent cât am citit și cât ne-am informat, tot pe pielea noastră... Da, tot trebuie noi să încercăm să știm, pentru că ne confruntăm cu situații care nu știm ce să le facem, întrebăm, dar fiecare dă alt răspuns. Vă ajutați așa între voi, crescătorii? Sunt și oameni care dau informații, dar exact ce trebuie făcut. Exact, mai exact. Avem un prieten de pe aici, de pe la GSN, care da, mai colaborăm și mai vorbim, aha, ne mai sfătuim. Și ei sunt la început ca și noi, adică ei înaintea noastră cu vreo 6 luni. O familie poate model pentru mulți dintre noi, muncitori, iubitori de natură și de frumos, dar și pasionați de ceea ce fac, au reușit să își facă un viitor aici în locul natal, după mulți ani de străinătate. Mai mult arată și altora din ceea ce fac ei, le povestesc și chiar îi învață. Noi le mulțumim că ne-au primit și astfel ne-au dat posibilitatea să vă arătăm și vouă din aceste minunății ale naturii, struții și viața lor. Vom mai merge la ei cu siguranță. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să ne spui jos în secțiunea de comentarii, iar pe ei îi găsești pe Facebook Câmpul cu Struți Bacău. Și nu uita, ocrotește natura ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească, știți voi, în felul ei. Ăștia sunt prietenii noștri de la Câmpul cu Struți Bacău. Sperăm că v-a plăcut videoul de azi cu aceste păsări, cele mai mari păsări terestre, care până la urmă sunt un simbol al naturii africane, dacă e să o luăm după originea lor. Și dacă v-a plăcut videoul și dacă v-a plăcut locația și dacă v-a plăcut prietenii noștri, veniți aici la Câmpul cu Struți Bacău, veniți să cunoașteți păsările, să-i cunoașteți pe proprietari, să le auziți povestea, să auziți povestea păsărilor și să vă împrieteniți cu ele. Eu sunt atent să nu mă ciupească. Dacă v-a plăcut acest video, aștept să dați un like, să vă abonați, să apăsați butonul de subscribe dacă vreți să mai vedeți videouri de ale noastre și să apăsați clopoțelul ca să fiți informați ori de câte ori postăm. Așadar, ocrotiți natura ca și ea să vă ofere și să vă ocrotească. La revedere, ne vedem la videoul următor. Cred că am fost destul de explicit. Dacă vreți un ou, o pană, 2, 3, 4, sau dacă vreți un struț mai mic sau mai mare, sau chiar foarte mare, dați un telefon Câmpului de Struți Bacău și stabiliți cu ei. Și puteți veni să luați produsul sau struțul, dacă vreți. Dacă nu, veniți să vedeți ce au și să le aflați povestea. Am plecat!